Salutare băieți și fetelor, eu sunt Remus, iar astăzi am să-mi spun propria mea părere despre finala de la TNK și despre marele Kingdama Chef. Înainte să încep, vreau să-mi cer scuze că n-am postat, doar că am fost foarte ocupat, am mers în București, ne-am schimbat calculatorul și foarte multe chestii care au intervenit în programul meu de postat. În fine, o să postez în zilele astea cât de mult o să pot și sper că o să-mi iau revanșa în fața voastră. Bun, deci totul a început dis de dimineață, m-am dus, am făcut un duș rece, m-am înviorat, am mâncat sățios, m-am și odihnit după și am făcut practic tot ce mi-a stat în putere ca să fiu numai bine, să am condiția morală și fizică perfectă pentru concurs. Apoi eu cu tatăl meu, un alt tătic și un băiețel ne-am dus, am luat un taxi, iar taxiul ne-a dus până la arenele romane. Eu și cu familia băiețelului ne-am dus la arene, tatăl meu a mers mai departe cu calculatorul meu să îl repare. Am ajuns acolo, imediat am primit o brățară cu un număr pentru o tombolă, care oricum s-a ținut foarte, foarte târziu pe la 8, dacă nu mă înșel, și aproape nimeni nu mai era la ora aia acolo. În fine, nu după mult timp, tuturor concurenților le-a fost dăruit un sandwich, numai bine așa înainte de o competiție să ne energizeze un picuț și așa mai departe. Până aici totul era ok, nu? Totul sună bine, fine, nimic nu mergea rău, perfect totul, deci nu știu ce putea să meargă rău, am și mâncat, ne-or și primit frumos, până când. Am fost chemați toți la o coadă, era o domnișoară care striga orașul, de exemplu, Buzău, și trebuia să vină copiii din Buzău, iar apoi trebuia să meargă în ceva cameră, să primească un tricou și o kendama. Am așteptat și iese prima tură de copii, da? Și nu mă aud, bă, vedeți că suntem obligați să jucăm cu kendamele astea. Bă, momentul ăla, frate, toată lumea s-a întors cu curul în sus, deci pe bune. Adică cum, frate, tu după ce eu mă întâlnesc cu kendama așa mult, mă pui să-mi schimb înainte de concurs? Vă dau un exemplu, la patinajul artistic, dați voi unui sportiv patine noi cu 2 ore înainte de concurs. Vă spun eu că ori nu o să participe, ori o să vă zică că sunteți proști, ori o să dea dita mai fail-ul pe scenă și nu o să fie deloc comod. Exact așa a fost și situația noastră, numai că noi nu puteam să nu participăm. Frate, eu am venit 600 de kilometri din Oradea până în celălalt capăt al țării. Ok, haideți să vă și arăt ce kendama am primit. Na, asta e kendama pe care am primit-o noi. Un căcat de 90 de lei. Mai departe, o domnișoară ne-a strigat iarăși orașele, trebuia să mergem pe scenă iarăși ca să ne prezentăm sau nu știu ceva de genul, iar ulterior să intrăm într-o mică cabină și să extragem niște biluțe cu un număr random. După cum vedeți, numărul meu este 35. Apoi ne-am dus toți acolo, chiar jos, în fața scenei și marele Kingdama Chef a început abureala. O zis că în total la competiția asta au fost 5.000 de concurenți și un părinte care nu-i chiar așa atent sau un copil zice că bă, din 5.000 copilul meu e numărul 5-2 sau așa, bă, asta deja e bine. Unii nu au observat, dar eu am văzut prin chestia asta ca printr-o sticlă. Pe mine nu mă pot spăcăli chiar așa ușor. Mai departe am fost chemați pe scenă, a urmat să ne jucăm, apoi am venit eu. Deci ideea era că trebuia să dai cu zarul. Și ce număr pica pe o fața zarului, din 3 zaruri, erau 3 la început, le adunai și ce număr îți dădea pe tricklist, no, ăla trebuia să-l dai. Am picat cu un tip care se juca de 5 ani și era din echipa KNDM. Nu mă înțelegeți greșit, din punctul meu de vedere juca foarte slab pentru anii care are în jocul ăsta, dar în fine, acum fiecare cu cât timp își dedică, nu? Poate el era mai ocupat decât mine. În fine, am urcat pe scenă, mă trebuie să dăm tricurile și fiți atenți aici. Scorul inițial era 3-3, dar pe mine m-au șutit arbitrii. Uitați-vă la filmarea asta, cât de atenți puteți. Acum o să dau slow motion pe aici. 10. Poate Lighthouse nu ar fi, Lighthouse 3. Vouă vi se pare că am atins? Și era o regulă, ne-a zis Cerebel la o fază că dacă Kenama, dacă Kenul îți pică cumva pe tamă, nu-l mai miști, dai direct in. Uitați-vă cum mi-am tras mâna ca nici măcar să mișc.
Kenul pe Tama, da? Și pentru că am respectat cât de mult am putut eu regulile și am făcut cât de clar am putut tricul, pentru asta am fost șutit. Deci, dacă mi se punea punctul ăla, era 4-3 și nici nu mai se punea problema. Și dacă dați în ultima secundă un trick, se pune. Da? Deci asta zice. Țineți minte chestia asta bine. Apoi am început pe lungirile și o să vă pun aici cât de în detaliat pot să vedeți că înainte să se sune, eu am dat tricul. No. Oh, și ai zis Wyatt? It's last second and you're going for your trick, it counts. Oh, poți, te rog frumos să repeti? It's last second and you're going for your trick, it counts. Așa credeam și eu. Deci nu știu pe cine a încercat să păcălească sau ceva de genul. Credeau că sunt prost, că n-o să filmez, că n-o să-mi dau seama că m-or șutit. Deci Wyatt și Dave, vă mulțumesc foarte mult că m-ați șutit. Dar voi probabil v-ați făcut treaba care vi-a dat-o Kingdom a șefului. În fine, și în finală, și marea finală a fost câștigată de Tsonghi. Woohoo! Bravo, Tsonghi! În fine, Tsonghi nu prea cred că avea nicio treabă. Nu a fost vina lui. Deci, da, cam asta a fost la finala de la TNK. Bravo, Kingdom a Chef! Ești super! Că faci chestiile astea cu copii, poți să faci chestii din astea cu adulți, că ei te înjură și merg mai departe. Dar nu cu copii, frate, nu cu copii se fac chestii din astea. Au sentimente și foarte mulți când se dădeau jos plângeau și așa. Deci nu faci chestii din astea cu copii. Și mai ales când fac așa mult drum ca să vină la un căcat de competiție. Și asta nu a fost tot. După aia am dat o plasă cu dulciuri și nu știu ce. Bă, erau multe dulciuri, dar știți de ce? Toată chestia asta, încât să nu îi poți reproșa nimic, înțelegeți? Dar, repet, eu am văzut prin toată chestia asta ca prin sticlă. Eu am fost Xtremus, până data viitoare, vă urez numai și numai bune. V-aș ruga foarte mult, foarte, foarte mult, să dați un share, am nevoie de chestia asta. Dacă credeți că sunt un pro și n-am dreptate, aveți tot dreptul să-mi dați dislike. Dar dacă susțineți ideea asta, v-aș ruga foarte mult să lăsați un comentariu, să-mi dați un feedback, să we'll be right back.